tale să nu ne inversăm rolurile. Eu, Sigismund de Bathory, comand această luptă. În numele rănilor Mântuitorului, înainte! Lâncezim de luni de zile. Stăm și așteptăm să ne cheme frații noștri creștini. Mai bine ne-am lipsit de ei. Și noi pierdem vremea. Poate că Sigismund se mai însoară odată. Știam că aștept solii lui Rudolf. A venit solul celuilalt împărat. Oricum ar fi, mă bucur că te văd. Ce zicea Turco? Că i-au snopit pe creștini la Keresteș. Când se credeau biruitori, am făcut ca tine la călugăreni. Mulți morți? Vreo 50.000. Noi mai puțin ca atunci. Mihal, Sigismund s-a retras din domnie. Taicăsul trebuia să retragă, că l-a făcut. S-a făcut popă. Iar vărul sub popa s-a făcut domnitor. Acum vine rândul tău. Știu. Mihal, vei câștiga o bătălie, 20, dar niciodată nu o să ai biruință de plină. Ești singur. Selime, tu vorbești ca prieten sau ca trimisul sultanului? Murat și Sinan sunt morți. Iar noul sultan dorește pacea cu tine. Să stai deoparte, să nu te mai amestești cu ceilalți. O, dacă s-ar putea. Dar sunteți prea mari și puternici ca să aveți cuvânt. Sultanul e schimbător, oricare ar fi el. Și de la un timp ar trebui să o iau iarăși de la început și voi fi bătrân, iar sabia mi se va părea grea. Sau poate se va cuibări și în mine acel vierme care îmi șoptește: capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. M-ai întrebat odată de ce am intrat în armata sultanului. Am făcut-o din dorința de mărire și putere. Tu ce vrei? Nu înțeleg. Toți îmi puneți aceeași întrebare. N-a sosit încă vremea răspunsului. Ce e asta? Actul de supunere al lui Andrei Bathory față de Sublima Poartă. E semnat și numele tău, care ești vasal. Zamoitski. Cere Transilvania, Moldova și Țara Românească. Și se obligă să plătească peșcheșul pe care voi nu-l respectați. Acum ce-i să faci? Selime, toți cei care grăiesc limba neamului meu trăiesc în aceste trei țări. Cei puternici și mari au dezbinat. Și voi și alții. Gata! Până tu ai să ajungi la Stambul, aceste țări vor fi ale mele. M-ai întrebat odată ce-mi trebuie domnie acestei țări amărâte. Acum ai înțeles.
Și totuși, nu vrei să te împaci cu noi? Stroie, Radule, sunați adunarea. Plecăm acum. Am fost trădați. Am greșit, majestate, și înțeleg să plătesc. Nu vorbi prostii, generale. Trebuia să-l pun în lanțuri pe Sigismund sau să-l ucid. Am implorat pe majestatea voastră să nu fiu supus acestui maimuțoi. Scuzele, generale, nu folosesc la nimic. Mai avem o șansă. Majestate, viața mea... Prin închinarea lui Andrei Bathory, turcii ne amenință direct. Va trebui să ocupăm Transilvania înaintea lor. Mi-ați ghicit gândurile. Întreaga Transilvanie va fi a majestății voastre. Dar... Știu ce vrei să spui, generale. Vei fi numit guvernator acestei provincii. Ești mulțumit? Majestate, dacă îmi permiteți. Dragă, basta. La noi vrea să fii numit principe al Transilvaniei. Ah, Maximilian, să nu uit. Veți întocmi imediat actele prin care se conferă generalului Basta titlul de baron al Imperiului. Majestate, iată planul de acțiune. Într-o lună întreaga Transilvanie va fi cucerită. Cam mult, baroane. Majestate, în cel mai scurt timp voi fi la Alba Iulia. Aici. De ce v-ați oprit? Înainte! Maria ta, noi mai departe nu mai mergem. Cred că n-am auzit ce a spus. Maria ta, te-am urmat și suntem gata să te urmăm până la moarte. Dar ni se risipesc moșiile. Țăranii fug de pe pământuri. Când ne întoarcem, nu o să mai găsim nimic. De unde bani pentru o știre, Maria ta? Ne-ai făgăduit ca ai să-i scălești legea legării de pământ. La asta vă gândiți voi acum? Maria ta, și în Ardeal, unde mergem acum, țăranii sunt legați de pământ. Glebe ad scripti. Văd că n-ai uitat la tine, Ștepredo. Atunci știi cum îi zice pe românește la insubordonatio, nesupunere. Iar ce citas înseamnă orbire. Dă-mi, Radule, legământul. Știu că-l porți la tine ca pe sfintele moaște. M-ați prins la greu, credincioșii mei. Dar nu de moșiile noastre îmi pasă mie. Să nu se risipească țara dacă nu vor mai fi toți alături de noi. Să nu vă mai văd în fața ochilor mei. Oh, God.
domnilor? Ura! Înțelegerea misterioaselor intenții divine scapă minților noastre. Așa e și nu altfel. Vărul nostru Sigismund, căruia coroana și sceptrul erau prea grele, a găsit pacea și liniștea în sânul Sfintei Biserici. Iar eu mi-am luat spada pentru apărarea crucii. Ad maiorem Dei gloriam. Excelența voastră și Sfinte Părinte, eu n-am prea înțeles. Ce n-ai înțeles? Greu de cap. Te ascult, dragă Tompa. După cum vorbirăți, pare am pornit contra turcilor. Ori după câte știu eu, v-ați închinat lor. Tompa, sunteți un eminent războinic. Ar fi îngăduit să spun că nu străluciți prin calitățile spiritului. Nici n-am trebuință. Mai taci din gură! Are zis să taci din gură! Pax inter nobis, domnilor. Dumnezeu ne-a arătat limpede la Keresteș că n-a sosit ceasul victoriei creștine. Dar vă întreb, cine este acest Mihai? Mălai vodă! Care îndrăznește să ne atace, un demon înnebunit de setea de putere, drumul său în Transilvane însemnat de ruinele castelelor noastre arse de iobagi, dezlănțuie forțele oarbe ale plebei animalice și mă mir, Tompa, când îndrăzniți să ridicați vocea, când știți foarte bine că secuimea s-a răsculat și a intrat în armata acestui țărănoi primitiv. Așa e, ce caută aici, du-te la el! În clipa de față, între turcul care ne lasă în pace și creștinul obraznic, nobilimea adevărată nu are de ales. Domnilor, suntem ostași. Acum să ne veselim. Viva! Viva! Rebelul a sosit. Domnilor, e un semn al providenței. Mămăligă Vodă va da lupta pe terenul pe care l-am hotărât noi. La Schellenberg, aventurierul a căzut în cursă. Așa e! Ura! Dobitoților! Eu știu pe Mihai. O să lupte cum vrea el și o să ne facă praf și pulbere! Lucru husar. Și nu e prima dată când batoriștii ne fac să ne mânjim mâinile și onoarea. Greu blestem pe capetele noastre de când ne supunem orbeștene statornicilor. Dumnezeu ne va pedepsi. Bietul Tomb. Amară răsplată pentru cei 40 de ani trăiți cu arma în mână. Domnilor, aprob gestul vostru. Ați pedepsit un trădător și un rebel. Ca prelat însă, mă rog pentru iertarea păcatelor lui. Absolvo-te pacatis tuis in extremis. Amen. Harta, domnilor!
Linia întâia rămâne așa cum am hotărât, cu Baba Novac pe aripa stângă și Agaleca pe aripa dreaptă. Secuii rămân lângă mine. Nu se urnește nimeni fără poruncă. Mergeți la cetele voastre. Ce-i? Doamne, te caută un popă papistaș. Cred că e trimis de ei. Sigismund! Frate, întru Hristos, nu mă așteptam să mă primești altfel. Știam că o să râși, o să mă umilești. Intră în cort. Dacă te recunosc, secuii te taie. Secuii sunt la tine? 8.000. Dacă lucrării n-ai vrut să-i trimiți, acum au venit singuri. Nu văd tunurile. Hai să le auzi. Cine te-a trimis? Dumnezeu. Binecuvântat fie numele său. E curios cum mi-am așezat onorile? Va de retro. Mihai, în ochii tăi lucești o poftă devolească. Dacă lucește ceva în ochii mei, e părerea de rău că nu ești dincolo. Să-ți plătesc. M-ai umilit cum l-a făcut-o nimeni. Și noaptea în somn, mă doare umilința asta. Am greșit. Iar tu, ca să te răzbuni, vei avea îndrăsneala să vergi și sângele creștin? Ascultă, popă! Lovește-mă! Primesc într-o iertare a păcatelor. Mihai, ai deslănțuit puterea întunecată a gloatelor. Tu, un prinț, calci scălitura pe care am pus-o pe tratatul dintre țările noastre. Îndrăznesc să-mi aduci aminte? Nu știu de țările noastre. Știu de una, a strămoșilor mei. Mihai, ucide-mă dacă vrei, dar ascultă-mă. Tratatul dintre noi e cunoscut și aprobat de toată Europa. Europa? Nu-mi pasă de Europa. Ce-a făcut Europa când eu eram la greu? De țara mea îmi pasă. Ai înțeles? Am înțeles. Și te plâng. Dumnezeu cu tine. Ești tot atât de cinstit ca popă cât erai ca principe. Ionică! Poruncește, Maria ta. Îl iei pe dumnealui și îl pui undeva de unde să vadă. Stai lângă el, dacă faci un pas, îl tai. Cum, să stau deoparte? Crâcnești la porunca mea. Ceasuri vom călări pe ceafa groasă a rebelului Valah. Domnii mei, onoarea de a începe lupta o are aripa dreaptă. Țărănoi atacă. Înainte! Marco, să-i ajute lui Baba Novac să spargă centrul mercenarilor. Am înțeles. Calu!
lasă-mă să pornesc. Stai liniștit. Stroie și Marco sunt acolo. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-l în marea ta milă pe cel din vina căruia se varsă sângele. N-ai voie să vorbești, nu mai privește. Pater nostru. Flancul stâng al lui Husar să intre în luptă dacă centrul nostru va ceda. Valahul va fi strivit. Husar, eu nu merg. Împotriva cui ne batem noi? Împotriva omului care ține pe turci la Dunăre? Alături de cine? Un cardinal care ne-a închinat turcilor. Nu, Husar, nu merg. Știi ce răzbunători sunt batoriștii? O să-ți pierzi cap. Am ceva mai de preț decât capul, prietene. Îți dau dreptate, dar nu pot să te urmez. Tu ești liber. Eu sunt soldat și trebuie să-mi fac datoria. Cu inima grea ca piatră. Cu bine, Șoane. Cu bine, Ionci. Ai grijă de tine. Husari! Înainte! Excelență, sfârșitul luptei. Dacă îmi permiteți, voi căuta un loc de șarjă pentru cavaleria nobiliară. Nu mi-ar ierta-o niciodată dacă nu-i aș lăsa să-i taie pe valahi. Du-te, Corniș. Mergem. Ai noștri sunt în primejdie. Înainte! Ce face Radu? Să stea locului! Am înțeles! Cred că am căzut în cursă. Ai greșit, Radule. Să intre în luptă linia a doua. E luptă grea cu ăștia, Popo. Poz!
poziția de luptă. Luați! Foc! Nu știu! Nu l-am găsit! Unde l-ai prins? Fedel. Îl cunoști? Nu. Nu știi cine e? Nu. Corniș. Contele Corniș, comandantul trupelor mercenare. Prințe, mă consider prizonierul domniei voastre. Domnule conte, va trebui să mă aștepți. Aștepți, fiule? Nu așa am vrut să câștig bătălia. Dați jos fiarele astea. În cămașă am să intru în luptă. Înainte! Nobil! Aleașcan.
stâncând în fața lui Sigismund și astăzi iată-l cucerind Alba Iulia. Ajută-i, Doamne! L-ați găsit pe Preda? Nu. Robul lui Dumnezeu, Preda Buzescu, s-a pierdut în țara Ardealului. Ce-i? Maria ta. Andrei Batory. Vreau să spun capul lui Andrei Batory. L-au adus doi oameni. Sunt aici. Apropiați-vă. Voi l-ați omorât? Noi. De ce? De-aia. Pentru bani? Nu. L-a omorât și l-a batjocorit pe comandantul nostru, Tom Pabaci. Și el a dat cu cuțetul. Și ăsta, și ăla. Și asta nu-i om ține minte. Nu. Amu, ce faci? E spânzură, putem mere. Duceți-vă. Săracu Popa. Și acum, iată-ne iarăși împreună.
În același loc în care voi m-ați umilit. S-ar spune că a trecut mult timp de atunci. Sunteți învinși, fără săbii, și așteptați ceea ce eu ar trebui să fac. Îmi pare rău de tot ce am fi putut făptui împreună. Vă cunosc și prețuiesc vitejia voastră. Poate veți învăța să ne cunoașteți, să ne prețuiți și voi pe noi. Doar așa va fi bine. Preda! A căzut, Maria ta. Ce-i cu Stroie? Unde-i? Aici, Maria ta! Margot. Mihalcea. Dincea. N-am avut timp nici să-i îngropăm. Radule. Stroie. Vă rog. Înapoi a săbiile domnilor nobili. Maria ta, nu! Asta nu! Să-i tăiem! Mihai! Lasă-mă să-i tai! Am spus să înapoiați săbiile. Viva! Domnul! Vostru! Mihai! Viva! 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 Ce mai faci, Rosana? Mulțumesc, excelenței voastre, că și-a amintit de mine. O salvă de salut, băieți. Foc! Ce-i asta? Înaintarea a fost prea ușoară, mon general, pentru a nu avea surprize. A fost o salvă de salut, domnule general. Am plăcerea să vă spun bună ziua. Ați venit cam târziu, dar bine că ați venit. De fapt, asta nu e treaba mea. Eu am alte treburi. Maria sa Mihai poruncește. Oastea voastră rămâne aici. Iar domniile voastre, într-un fel sau altul, o să mergeți cu mine. Cu toată cinstea care se cuvine, la Alba Iulia. Aș putea să știu. Unde-i principele vostru? O să-l vezi, domnule general, curând. Foarte curând.
Știam că ai să vii. Aș fi putut jura că ai să vii. Te aștept de mult, Mihai. Am și uitat de când. N-a sosit oare clipa unei odihne și pentru tine? Să mă lași și pe mine să stau undeva. Mai pe aproape. Nu încă, Rosana. Cât e de ciudat totul. De mult, foarte de mult, la Istanbul am cunoscut un om. Apoi am venit la nunta unei prietene ca să-l pot reîntâlni. Și omul acela a venit. A plecat, a dat bătălie, a devenit celebru. Iar eu am rămas aici. Ca să-l aștept. Ai mei nici nu mai știu dacă mai trăiesc. Și acum? Omul acela are multe fire albe. Unde te duci din nou? Aproape. Voi reveni curând. Și pentru cât timp? Rosana, pentru ce faci toate astea? Pentru că te iubesc. Ce ne facem? Ce ne facem? Că pe toți ne toacă anticristul. Toți sunt moldoveni? Aia colorați-s leșii. Și moldovenii? Îi luați. Stai! Se aude de vânt. Frați moldoveni! Ce face? Frați moldoveni! Pregătiți! Pregătiți, mă, n-auziți! Facem. Înainte! Am fost trădat! Vrugleșii! Trăiască Mihai Bărbăt!
uite la ei! Pâinea și sarea Moldovii, Maria ta. Maria ta, steagul Moldovei. Frate! E luptă? Nu e luptă, băiete. Nu e luptă. Astăzi se împlini porunca cea din vec. Să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă. Țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu. Ați ajuns în sfârșit, generale? A fost drumul greu? Sunt purtătorul unor ordine exprese. Ordine generale! Sunteți aici. Eu nu v-am chemat. Dar solii împăratului sunt întotdeauna oaspeții mei. Poate cu altă ocazie să-mi dați comanda cavalerii voastre. Ții minte slujba sfințeată? Încă le rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să binecuvânteze încoronarea voivodului Mihai și să întărească sceptrul său cu dreapta celui preanalt și să trimită lui
putere și înțelepciune spre a ocârmui și judeca cu dreptate. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dincolo de sentimentele care mă încearcă, nu se poate spune că Valahul nu are un curaj nebun. La același lucru mă gândeam și eu. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră, caută cu îndurare spre binecredinciosul robul tău Mihai, pe care l-ai ales să fie domn al celor trei țări românești. Binecuvintează domnia lui, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Această podoabă văzută a capului tău este binecuvântarea lui Hristos Dumnezeu, care le te încoronează pre tine, domn al țării românești, al Transilvaniei și Moldovei. Maria ta, au sosit trimiși ai sultanului. E Selim Pașa. E ceva deosebit, Maria ta. Să intre. Eu, Mohamed al III-lea, nerimanul pământului, suveran al suveranilor și padișah al multor țări, pe care nobilii mei înaintași și iluștrii mei străbuni, Allah să-l lumineze mormântul, le-au cucerit prin puterea armelor lor, prin aceasta te recunoaștem pe tine, Mihai Voivod, drept domn al țării românești, al Transilvaniei și Moldovei, și țin mânăm ție semnul domniei. Sufletul meu se bucură pentru tine, Mihal. E pierdut. Asta a fost fatal. Și acum, Mihal, rămas bun. Ne vom mai vedea vreodată. Ai părăsit gândul de a ocupa Istanbulul, Mihal? Nu cred. Așa că ne vom mai vedea. Ne bucură că ați înțeles ceea ce am poftit să înțelegeți. Pe acest pământ, oricine vine ca prieten, e binevenit. Cine va ține seama de asta, bine. Cine nu, îl vom primi cu sabia. Jur! Aceasta e moștenirea ce voi eu s-o las. Monstru cu chip omenesc, după ce a ucis cu mâna lui pe vărul nostru Andrei, a fost recunoscut de sultan ca domn al celor trei țări. I-a primit pe păgân chiar în Sfânta Biserică. Eu n-am făcut niciodată ceva asemănător. Am preferat să mă retrag într-o umilă mănăstire. Cunoaștem aventurile voastre, Sigismund. Nu ne spuneți nimic nou. Și mâine această fiară pe care l-aș compara cu Gengis Han și cu Timur Lenk va avea cutezanța să discute de la egal la egal cu majestatea voastră. De data aceasta mă tem că trebuie să-ți dau dreptate.
deși nu-mi face nicio plăcere. Jur pe mântuirea sufletului meu că nu o să ies niciodată din poruncile majestății voastre. Pe jurămintele tale, Sigismund pune exact prețul pe care îl merită. Sacră majestate, în singurătate am meditat asupra destinului țării mele. E prea mică, prea neînsemnată, sire, ca să pot nutri ambiția de a guverna singur. Chiar dacă anii vor atenua lipsa mea de experiență, rog supus pe majestatea voastră să-și întindă mâna protectoare asupra principatului Transilvaniei. Dar de data aceasta nu mă voi mai înșela, Sigismund. Maximilian, aduceți tratatul pe care l-am pregătit. Sanctissima Majestas. Prințe, te-am ascultat. Destul pentru astăzi, dragul meu. Majestate, e o rugăciune de ordin personal. Tragicele evenimente a căror amintire majestatea voastră le șterge astăzi cu imperială bunăvoință m-au despărțit de adorata mea soție. Da, da, te ascult. Principalul motiv pentru care am revenit în lume e... Scumpa mea, soțul tău, sper să-l mai cunoști, prințul Sigismund. Știu de ce ai venit, Mihai. Și tu știi tot atât de bine că ai făcut-o degeaba. Nu ți-l dau pe Nicolae. Trebuie, Stanca. Trebuie. Acum când credeam că o să avem în sfârșit liniște, totdeauna ai făcut ce ai vrut și eu nu ți-am stat în cale. Am zdrobit în mine și ultima dorință de a striga oprește-te. Mergi prea departe, Mihai, și toate le faci din cel mai cumplit egoism. Nu le fac pentru mine. Nu, te cunosc eu. N-am să-ți dau niciodată pe Nicolae. Nicolae nu este al tău, Stanca. Nici al meu. Țara va trebui să afle că la apărare e asta și sabia prințului Nicolae Pătrașcu, domnul de mâine. Nu-mi pasă de tine și de nimeni când e vorba de fiul meu. Mamă, vroiam de mult să-ți vorbesc de față cu tata. Nicolae. Nu, mamă. De data aceasta va trebui să mă asculți și să înțelegi că nu mai sunt copilul care îți plângea în fuste, care se speria de lumina soarelui și trăia din poveștile pe care le spuneai. M-am săturat să trăiesc în chilii, să mă rog în biserici și să învăț de la călugări bătrâni și care put. Întotdeauna m-ai ținut departe de tata, pe care l-adoram și-l uram cu tine odată. Iartă-mă, maică, dar egoismul tău mi-a distrus toate dorințele din mine și m-a făcut să mă scârbesc. Sunt urât, am picioarele strâmbe și aud copiii și soldații cum râd în spatele meu. De ce am ascunde în unghierile bisericilor pe care le urăsc? Doamne, iartă-mă! Vreau să fiu un om. Vreau să semăn tati. Mai bine să mă urască lumea decât să aibă milă de mine. Vreau să plec cu tata. Tată, mă vezi vrednic să vin cu tine? Nu ți-e rușine cu mine? Vino, fiule. Tu vei fi mai puternic ca mine. Ia-ți rămas bun de la mamă. Binecuvântează-mă, mamă și doamnă. Ai greșit, Maria ta. Nu trebuia să ierți. Știu, Popo. Am greșit. Trebuia să te gândești ce ți-ar fi făcut ei. Eu zic să așteptăm pe ai noștri. Cocea e la o zi de marș. El vine cu toată știrea Olteniei. Ai suntem puțini, Maria ta. Nu e bine, doamne. Nu e bine. Părinte, la luptă știi să conduci frumos, cu slujba religioasă te descurci, dar cu politica
Bine, o las eu. Dar tu nu pricep de ce noi așteptăm pe ai noștri și pe urmă să ne luăm la bătaie cu Sigismund. Tu nu înțelegi că Sigismund nu va îndrăzni să ne atace niciodată, știind că alături de noi va trebui să vină armata lui Basta, adică armata împăratului. Maria ta, solii lui Sigismund. A, contele Corniș, Bogatski, Seghei. Suntem trimiși principe lui Sigismund. Aveți îndrăzneală, domnilor nobili. Nu e mult decât ne-ați jurat credință și acum veniți ca solii dușmanului. Ar trebui să vă tai capetele și drept ar fi. Să știți însă că e pentru ultima dată când mai plecați vii din fața mea. Asta vă promit. Ascult. Prințul Sigismund Bathory, care are o armată numeroasă, la care ne-am alăturat și noi, toți nobilii transilvani, nu vrea să verse sânge de creștini. De aceea... Destul! Spune lui Sigismund că sunt pe pământul țării mele și aici numai eu pun condiții. De fapt, e una singură. Să plece. Să nu mai aud de el. Du-i pe domnii nobili. Alexandru Macedon al creștinătății, acum să te văd. Pregătiți tunurile, toate tunurile. Și cavaleria. Maria ta, vești de la Istanbul. Zi. Răscoala enicerilor a fost înecată în sânge. Se pare că Selim Pașa e mort. Selim? A venit armata imperială. Prezența sa ne va scuti de vărsare de sânge. Vezi, popo, că te-ai îndoit de pomană? Răspunde-ți la salut. Foc! Domnilor general, pregătiți-vă de luptă. Va fi o zi grea. Generalul Basta. A venit câinele. Începe balul, domnilor nobili. Popo, cine sunt ăia? Basta cu mercenarii lui. Ei văzul la Alba Iulia. Acum ce că-s prieteni. Ăia cu steagurile frumoase? Tată, asta e armata austriacă? Da, Nicolae. Bine ați venit, voinicilor. Excelența voastră, trupele generalului Basta vă stau la dispoziție. Generalul vă trimite salutul său de luptă și așteaptă dispozițiile pe care veți binevoi să le dați. Îți mulțumesc, domnule Borie. Ați venit la timpul potrivit. Ocupați flancul nostru stâng. Ordinele voastre vor fi executate, excelență. Ce e, Ionica? Mărită doamnă. Contesa di Ventini vrea să-ți vorbească. Contesa di Ventini? Să aștepte. O voi chema eu. Măria sa, doamna, vă trimite vorbă că o să vă cheme dânsa. Acum având alte treburi. Doamnă, viața principelui Mihai e în primejdie. Știu, doamnă. Prințul e pe câmpul de luptă. Și viața lui a fost întotdeauna în primejdie. Va fi trădat. În timpul luptei, armata generalului Basta va trece de partea lui Sigismund. E o înțelegere care a avut loc între ei. Nu se poate. Ultima scrisoare a împăratului... Nu înțelegeți că e vorba de viață și de moarte? Și că poate am ajuns prea târziu? Nicolae! Thank you.
ta! Auzi că vin! Pleacă! Auzi moartea! Lasă-mă! Auzi moartea! Lasă-mă, Popo! Nicolae, băiatule, băiatul tati, Nicolae. Cu darul meu de preot, te leg pe tine să trăiești. Închisă să-ți fie împărăția cerurilor și odihna cea de veci, dacă mori aici ca un prost. Tu trebuie să urci Golgota ta până la capăt. Altfel, am pierit degeaba. Și astfel a dispărut din istorie Mihai Vodă. Eroul creștinătății. Cu duhurile drepților acelora ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletul robului tău, Nicolae. Loc luminat. Loc verde. De unde a fugit toată grija și suspina. Jalnică victorie. Mi-e rușine că l-am slujit pe acest nebun. Andrei, Bathory ne-a închinat turcilor. Sigismund, Bathory ne vinde austriecilor. Bine a ajuns Covaci. N-am înțeles la timp și ne vom căi amarnic. Ne-am lăsat târâs de partida lui Corniș. Slujile oarbe ale acestei familii. Scumpul nostru, dragul nostru, sfârșit de șobolan. Numai din inima ta curge sânge. Știu. Ți s-au spulberat visurile de mărire. Nu pentru mine am trudit. Stanca. Nu pentru mine. Unde? Unde e mormântul copilului meu? În pământul țării, Stanca. Pământul țării. Pământul țării.
Și ai vrea poate să fiu și fericită. Pleacă! Pentru mine tu nu mai existi. Nici măcar în amintirea mea. Blestemată fie ziua în care te-am întâlnit! Caută peste tot. Ia, mănâncă, e bună, că e cald. Zeamă de busici. Mâncă, Maria ta, că și noi numai de asta mâncăm. Poate ți-a plăcea. S-a spulberat țara de atât așteptat și am zis. N-are timp Maria sa pentru noi, că la un bordei și tătii treabă multă, dar pe la o țară. Suntem legați de pământ ca robii. Cu ce folos, Doamne? Ne-au murit copiii. Așa-i, femeie. Ne-au murit copiii. Mai taci, muieri, că nu știi ce vorbești. Ba știe. Mulțumesc pentru mâncare și pentru vorbele bune. Iartă-i, Maria ta, că sunt proști și flămânzi. Cum, generale? Fără să fiu obligat? Acum m-am convins că ești într-adevăr un erou. Generale, basta, ești arestat. S-ar putea ca istoria, o altă târfă, scumpă doamnă, să pună gestul meu pe seama geloziei. Generale, nu te mai zvârcole în halul acesta. Ești disgrațios. E o doamnă de față, ce dracu. Doamnă, acoperiți-vă farmecele îndoielnice. Vă repudiez. Generale, gestul meu este dictat de înalte considerente de stat. Studiind hârtiile răposatului nostru văr, pe care îl plângem fără încetare, am constatat că tratatul cu Turcia era mai avantajos decât cel pe care ni l-a smuls Rudolf. De asemenea, domnul meu, tratatul de vasalitate al Valahului nu și-a pierdut valabilitatea. Cum Valahul a avut fericita inspirație să cotropească Moldova, iată-mă pus în situația de a discuta cu majestatea sa și în general cu toată lumea, într-un mod mai demn de numele pe care îl port. Trădător murdar. V-am pedepsit pentru insolență, domnule. Cât despre ultrajul pe care l-ați adus cinstei mele conjugale, abuzând de nevinovăția acestei inocente persoane, Chirai! Ocupă-te de domnul general. Cine ți-e? Ordon! Cine ți-e mine? Rău! Lăsați-mă! Doamne, a
atem să nu răciți în această toaletă sumară. Treceți, vă rog, în apartamentele voastre. Domnul meu, cu regret trebuie să spun că onorați micul nostru han de 3 luni cu prezența voastră. Dar numai cu prezența. Excelența voastră, v-am făcut focul în cameră. V-a căutat o doamnă. A lăsat și o scrisoare. Vrea să fie primit de împărat și el are un ban în buzunare.
Serenisime, principe, majestatea sa imperială mă trimite să rog preasupus pe înălțimea voastră să binevoiască a mă însoți la Palatul Imperial. Ridică-te, generale. Și acum, Maximilian, să vedem eroul care a reușit să turbure două imperii. Este înger sau drac? Scumpul și respectatul nostru, principe. Majestate. Stați atâta timp aici și noi nu știm nimic. Vinovații vor fi aspru pedepsiți. Te rog. Consilierul nostru secret. Domnul meu. Scumpul nostru principe. Cărui fapt datorez onoarea că majestatea voastră a aflat de prezența mea la Praga. Serenisime, principe. Grave evenimente ne turbură. La Alba Iulia, Sigismund s-a răsculat împotriva noastră. Și s-a închinat turcilor. De unde știți? Îl cunosc. Sunteți singurul care puteți stabili situația. De aceea facem un apel solemn. Nu vă bucurați? Majestate imperială, în timp ce voi clădiți aceste palate și căutați în liniște piatra filozofală, eu mi-am pârjolit țara, mi-am pierdut copilul, familia, cei mai buni prieteni ai mei îngrașă câmpiile și mă întrebați de ce nu mă bucur. Prințe, vreau să-mi repar greșeala. 1.000.000 de taleri vă stau la dispoziție să vă organizați cea mai bună armată din Europa. Vă oferim de asemenea 2 ducate în Silezia. Nu. Țara românească, țara Moldovei, țara Ardealului, este pofta ce-o voi eu. Pregătiți tratatul, Maximilian. O singură condiție. Vreau să spun o rugăminte prietenească. Iertați-l pe generalul Basta. Împăcați-vă cu el. Sigismund l-a rănit de moarte. Basta va lupta sub ordinele voastre. Vă cer această favoare. Urmați-vă, prințe, strălucitorul destin. Am sentimentul că ne-a dominat cu desăvârșire. Da, majestate. V-a dominat. Păcat că nu s-a născut austriac. Sau cel puțin turc. Pentru imperiul nostru, acest om este o permanentă sursă de primejdii. De fapt, nenorocirea e că țara sa e prea mică pentru el. Ce influență crezi că pot avea astrele asupra destinului său? Sunt cazuri în care majestatea voastră poate lua locul astrelor. Lăsăm pe Valas să-și rupă gâtul. Sigismund are de 2 ori pe atâta oaste și tunuri. Domnilor, vă conduc la victorie pentru că vă cunosc. Eu v-am ales. Vă cer o favoare. Să-mi lăsați mie pe acei comandanți pe care îi veți întâlni în luptă. Vă mulțumesc! Atacă Valas. Atac. Să-l primiți cu tot focul. Thank you.
Majestate, trupele voastre au învins pe Sigismund. Principele Mihai a mai câștigat odată. O victorie strălucită. Mă întreb unde l-ar duce destinul pe acest prinț atroce. Ce om neobișnuit. Majestatea voastră, înțeleg că este momentul să plec. Da, Maximilian. Prezența dumneavoastră ne onorează, excelență. Acestea sunt ordinele majestății sale. Executați acest ordin. A vă ordin, domnule general. Până la capăt, măicuță. Până la capăt. Știu, băiatul. De mic copil îmi spui așa. De ce stai singur? Nu-ți fă griji, măicuță. Mergem la ei noștri să le ducem vestea cea bună. Am isputit. Nimic n-a fost zadarnic. Just stay single.
Excelență. Excelență, avem o rugăminte. Ce doriți? Excelență, suntem cavaleri. Jigniți până în străfundul sufletelor de comportarea generalului Basta, vă cerem favoarea de a lupta sub ordinele voastre. Nous voulons effacer les taches de nos blasons. Ridicați-vă. Luați loc la masa mea. Vitejilor, vreau să beau cu voi această cupă cu vin. Pentru felul în care ați luptat. Pentru victorie. Totodată, este și cupa despărțirii. Datoria voastră s-a terminat. Armata mea este în drum spre Transilvania. Vă mulțumesc și vă doresc... Țara măruntă, vecinii te vor umili, de noi vei tremura. Rămâi aici, îți încredințez o armată și atunci vei cunoaște putere. Îți ofer 1.000.000 de taluri pentru a-ți forma cea mai bună armată din Europa. De asemenea, 2 ducate în Silezia și titlul de noblețe. Și totuși, Mihal, nu vrei să te împaci cu noi? Nu. Voi merge până la capăt, oriunde ar fi acest capăt. Și vreau ca acest popor să știe din ce în ce mai mult ce vrea. Și să-și dea seama ce poate, căci îi lasă o înfăptuită moștenire. Țara românească, țara Transilvaniei și țara Moldovei. Pohta ce-am pohtit-o eu.